Bună ziua! Republica Moldova a avut și are noroc de oameni buni, de oameni care împreună reușesc să treacă prin cele mai dificile timpuri, să treacă peste crize și să supraviețuiască. Datorită acestor oameni, datorită oamenilor buni, țara noastră există astăzi. Din păcate, Republica Moldova a avut nenorocul de conducători iresponsabili, care au povestit baliverne în campania electorală, iar odată ajunși la putere, au uitat de oameni și au uitat de promisiunile pe care le-au făcut oamenilor. Moldova are nevoie de alt fel de conducători. Republica Moldova are nevoie de conducători onești, curajoși, competenți, care țin la oameni, care vor și pot rezolva problemele cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova. Avem nevoie de un președinte care să respecte cetățenii, care să cunoască problemele lor. Avem nevoie de un președinte care să nu se ascundă după un gard de 2 metri sau după ofițerii de pază de popor. Avem nevoie de un președinte care este lângă oameni și printre oameni și care are curajul să rezolve cele mai serioase probleme cu care se confruntă țara. Avem nevoie de un președinte care să poată să unească oamenii în jurul unor obiective naționale, obiective strategice, care să îmbunătățească situația tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Obiectivele, angajamentele cu care vin astăzi în fața dumneavoastră, le-am cules de la întâlnirile pe care le-am avut cu oamenii în ultimele luni. Am mers în sate și orașe, am mers în toate raioanele din țară, la nord și la sud, în centru, și acolo am ascultat îngrijorările oamenilor și doleanțele oamenilor. O să mă întrebați ce poate face un președinte. Un președinte onest, curajos și căruia îi pasă de oameni poate face foarte multe. Un președinte care are sprijinul cetățenilor și susținerea cetățenilor poate face foarte multe. În aceste obiective pe care le voi anunța astăzi, mă voi sprijini pe lege, dar și pe susținerea tuturor oamenilor buni, din instituțiile publice, din sectorul privat, tuturor oamenilor buni din societate, din țară și din diasporă. Un președinte onest va numi în funcție un prim-ministru onest. Un președinte onest va numi în funcție de judecători doar oameni onești. Un președinte onest va numi și va susține doar oameni onești în toate instituțiile statului, așa încât să putem să facem schimbări profunde în statul nostru și să construim un stat care lucrează pentru oameni, un stat care își îndeplinește toate obligațiile față de oameni, nu un stat care să fie controlat când de o grupare oligarhică sau de alta. De aceea, când vorbim de obiective naționale, primul lucru pe care îl anunțăm astăzi aici este dreptate, ordine și disciplină. Asta își doresc toți oamenii din Republica Moldova. Toți oamenii își doresc ca legea să fie lege pentru toți, toți oamenii își doresc ca să avem justiția adevărată, care să sancționeze hoții și care să oprească toate schemele de corupție. Așa cum am început în guvern anul trecut, voi insista pe reforme serioase în justiție. Voi insista pe curățarea sistemului judecătoresc și sistemului procuraturii de oameni corupți și vulnerabili care acoperă schemele de corupție. Voi insista ca în sistem să rămână doar oameni corecți și onești. Așa cum am promis anul trecut, voi veni din funcția de președinte
cu inițiativa legislativă care va permite evaluarea tuturor procurorilor și tuturor judecătorilor în funcție de două criterii. De avere, și toți judecătorii și procurorii vor trebui să demonstreze că averea pe care o au este câștigată legal, cei care nu vor putea face dovada provenienții legale a averilor vor trebui să plece din sistem. Și al doilea criteriu de evaluare vor fi deciziile pe care le-au dat judecătorii și procurorii în ultimii ani. Și toți cei care au dat decizii ilegale, decizii care ne-au costat pe noi, cetățenii Republicii Moldova, au costat statul bani, toți acești oameni vor pleca din sistem. Voi promova în funcții, în conformitate cu atribuțiile președintelui, doar oameni care țin la această țară și care respectă cetățenii. Și aici vorbesc și despre instituțiile publice care reglementează activitățile de afaceri. Și știm că sunt mulți funcționari publici care, în loc să ajute oamenii care deschid întreprinderi, care creează locuri de muncă, dimpotrivă, pun presiune pe acești oameni și îi hărțuiesc. Vom opri aceste lucruri și vom sancționa și alunga din funcții toți funcționarii care nu respectă mediul de afaceri. Toți oamenii vor fi egali în fața legii. Al doilea lucru pe care și-l doresc toți oamenii din Republica Moldova sunt locuri de muncă și familii unite aici, acasă. Cu toții știm cât de multă lume a trebuit să plece peste hotare, departe de cei dragi, pentru că nu au putut să-și găsească locuri de muncă, salarii suficient de bune aici acasă. În fiecare localitate, în sate și în orașe, sunt oameni mai tineri, mai în vârstă, care vor să lucreze, dar nu au posibilitatea să găsească un loc de muncă. Ca să schimbăm lucrurile, ca să oferim posibilitatea unui trai bun aici acasă, trebuie să începem de la dezvoltarea economiei. Dezvoltarea economiei înseamnă un mediu de afaceri corect, prietenos, înseamnă reducerea semnificativă a tuturor condițiilor și impedimentelor, regulilor pe care le impune statul, în special businessului mic și mijlociu, înseamnă deschiderea liniilor de finanțare ieftină pentru întreprinderile mici și mijlocii. Dezvoltarea economiei înseamnă contribuție din partea statului și, în acest caz, din partea președintelui țării, pentru a deschide cât mai multe piețe, pentru a deschide drumul către cât mai multe piețe de desfacere în exteriorul țării. Asta înseamnă investiții pentru ca să creăm întreprinderi aici acasă, inclusiv întreprinderi de prelucrare a producției agricole în spațiu rural, așa încât cât mai multă lume să poată să se angajeze, inclusiv la sate, și cât mai mulți fermieri să poată să-și vândă producția aici, la întreprinderile de prelucrare în Republica Moldova și să câștige mai mulți bani decât pot câștiga astăzi. Oamenii își doresc să rămână aici acasă, să fie alături de familiile lor. Și în acest scop, o măsură pe care o propun este să se majoreze scutirile de impozite pentru oamenii care au copii, așa încât acești oameni să nu fie forțați să plece departe de copiilor, peste mări și țări, doar pentru ca să asigure un venit decent familiilor lor. O altă problemă extrem de tristă și gravă în același timp sunt veniturile mici ale oamenilor în vârstă. Sunt pensiile mici. În fiecare localitate, absolut în fiecare localitate, ne întâlnim cu oameni care ne vorbesc despre cât de mică este pensia lor, chiar dacă acești oameni au muncit și câte 40 și 50 de ani, au contribuit cu taxe la stat și acum merită ca statul să le întoarcă această contribuție.
În ultimii ani, noi am insistat pe rezolvarea acestei probleme. Am cerut valorizarea pensiilor și s-a făcut parțial. Anul trecut am grăbit procesul de recalculare a pensiilor pentru cei care au muncit după pensie, au plătit fondul social, dar statul nu le majora mărimea pensiei în funcție de aceste contribuții. Am reușit să ajutăm niște oameni prin urgentarea acestei recalculări. Dar, din păcate, în continuare rămân foarte mulți oameni cu pensii mici, cu venituri foarte mici, venituri care nu le ajung nici pentru mâncare și medicamente. De aceea, un obiectiv pe care îl anunțăm noi astăzi și pentru care o să cerem sprijinul Parlamentului și a Guvernului, altor forțe politice, este creșterea pensiei minime deasupra pragului sărăciei absolute. Pragul sărăciei absolute astăzi în Republica Moldova este de 2000 de lei și foarte mulți oameni, sute de mii de oameni, au astăzi o pensie mai mică decât 2000 de lei, decât pragul sărăciei absolute. Ceea ce propunem noi este ca la prima etapă să creștem pensia minimă la acest nivel, așa încât oamenii să aibă un venit suficient pentru o viață decentă. Creșterea pensiilor, creșterea salariilor, proiecte în comunitățile noastre vor putea fi făcute dacă reușim două lucruri. Să oprim schemele de corupție prin care se scurg miliarde și miliarde de lei din banii publici și să pornim economia. Doar atunci când vom avea o economie puternică, această economie va genera suficiente venituri și la fondul social și la bugetul de stat ca să putem să creștem toate pensiile mult mai mult decât cifra de 2000 de lei și ca să asigurăm salarii competitive în sectorul public. Un alt lucru foarte important pe care l-am văzut, l-am simțit și ne-a fost semnalizat peste tot în țară este starea satelor din Republica Moldova. Satele noastre se depopulează. Oamenii pleacă la oraș sau și mai grav, pleacă din țară. Pleacă oamenii din sate, în special cei tineri, dar nu doar, din două motive. Pentru că nu au locuri de muncă acolo și pentru că nu au condiții elementare de viață. Nu au apeducte, nu au acces la sisteme de canalizare, nu se face managementul deșeurilor așa încât să nu se contamineze pământul și apa. Nu există suficiente resurse în bugetele administrației publice locale pentru reparații de grădinițe și școli. Ca să oprim acest proces de degradare a satelor din Republica Moldova, ca să salvăm satele din Republica Moldova, noi propunem un program la nivel național pe care noi îl numim Satul European și în care, cu sprijinul european, ne angajăm să aducem resurse considerabile. Acest program pe care l-am negociat anul trecut, fiind în guvern, program negociat cu Uniunea Europeană, care începe anul acesta, noi ne obligăm să-l creștem până la 2 miliarde de lei anual. Asta înseamnă că în fiecare an vom aduce cel puțin 2 miliarde de lei suplimentar la banii care se alocă astăzi de către stat și astăzi statul alocă în jur de 500 de milioane de lei pentru toate proiectele din comunități. Noi ne obligăm să aducem încă 2 miliarde de lei anual, așa încât să putem să implementăm proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în satele noastre. Din acest program vor putea fi subvenționate, cofinanțate și mici afaceri, afaceri care vor deschide locuri de muncă, așa încât oamenii din sate să aibă șansa să se angajeze la ei în localitate. Președintele are un rol important în promovarea politicii externe. Și aici eu mă angajez să scot Republica Moldova din izolare internațională
și să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană. Credibilitatea conducătorului țării are o mare importanță în îmbunătățirea relațiilor țării, în acest caz, îmbunătățirea relațiilor Republicii Moldova cu alte țări și cu partenerii noștri de dezvoltare, cu organizațiile internaționale. În politica externă, eu mă voi conduce strict de interesul cetățeanului. Toate deciziile și toate programele pe politică externă vor porni de la interesul omului din Republica Moldova. Și în relațiile cu România, și în relațiile cu Ucraina, și în relațiile cu Uniunea Europeană, și în relațiile cu Statele Unite, și în relațiile cu Rusia, în relațiile cu toți partenerii noștri externi, politica pe care o voi promova eu va porni de la interesul Republicii Moldova. Și voi obține toate ajutoarele pe care putem să le obținem pentru ca să îmbunătățim condiția oamenilor din sate și din orașe, pentru ca să avansăm în implementarea unor proiecte costisitoare, dar importante, în infrastructură, în educație, în medicină și în toate celelalte domenii. Voi munci și eu și toate ambasadele și consulatele pentru a promova producția Republicii Moldova pe piețele externe. Voi avea grijă ca toate consulatele noastre să acorde cea mai mare atenție problemelor concetățenilor noștri, problemelor oamenilor din diasporă, din diferite țări ale lumii, acolo unde avem aceste servicii consulare. Astea sunt 5 obiective importante pe care am vrut să le anunț astăzi și mai multe detalii despre aceste obiective și despre alte lucruri importante pe care mi le propun pentru acest mandat de președinte, le puteți găsi pe site-ul nostru în programul pentru alegerile prezidențiale 2020-2024. Vă mulțumesc mult! Suntem gata. Da. De ce? La treabă, cum să spun.